Que firmeza com uma pata. Uite ruleta. Ce le făcea lepsi și fete? De ce ăștia doi sunt frați, da? Dacă eu l-aș lua pe fratul și te-aș pune peste tine și aș face așa. Și zic, bă, nu la ochelare, zic, bă, vrei să-l pun pe fratul peste tine să-ți facă așa? Și acum se te... Ce i-a făcut mă ăsta mică? Să urce peste soț. Hai să zic că te-ai fraxul, ăla mai slab. Că mă ai nici capul ăsta rău. Uite la câte de carne, câte de limpede la creier. Cât de puțin gândește, dar câte multe poate face. Treci mă și te culcă. Mișule, mai poți? Larisa, tu zici tu ceva. Dă un interviu pe telefon pe cameră, uite acolo și zice când vrei să zici ceva, dai din ureche, cum o spune. Îți place? Îți place de... Marco, dă din ureche, hai zi. Da, dă, Beto, îți place? Îți place, mă, de nimeni, că nu dă din ureche. Ce spală e așa, dacă e mai de capul, e mai de purici. Noaptea să dormi afară. Da? În baracă, nu în ultima cameră, da. În grădină, la gă. Nu te primesc găinile. Mă, pe bune. Am adus un sacrificiu. Nu te întinzi jos, fracți urcă peste tine. Vă am adus un sacrificiu în onoarea ta. Iusie alta de somn. Era un cotofio ca dorso. Hai, bă, la culcare, hai. Las. Hai, Ovidiu. Ovidiu. Ce-ți fac? E cineva la băie. Nu știu. Nu știu. E frică. De ce fac să țipe? Nu mai fă să țipe. Ovidiu. Hai să țin de aici încolo, prezident. Ovidiu, liniștește-te. Ce-ți mă din gură că trebuie să doarmă și copilul ăla? Dacă țin, te pedepsesc. Te duci la baie că-ți pentru picioare și vii la mine. Dar ia-mi